facem un video desemnat președinte de ședință, nu este prezent. O să dăm un telefon să vedem dacă poate ajunge în timp util. Alo, bună dimineața, domnul Hacele de la... Sunt... mă numesc Popa Claudia, țin locul domnului secretar la această ședință de Consiliu Local. Dumneavoastră erați președinte desemnat pentru această ședință și aș vrea să vă întreb dacă puteți ajunge în timp util sau... Deci nu am... Am înțeles. Am înțeles. Am să dau scuze. Deci asta nu am înțeles. Deci o să sun pe cineva să alegem un nou președinte de ședință. Vă mulțumesc pentru telefon. Da, l-ați anunțat, dar n-am avut nimic scris și atunci a trebuit să urmez procedura legală. Da. Bine. Bună ziua deocamdată și o să... Da. Sunăm un consilier ca să ne propună un președinte de ședință, dat fiind că ședința este electronică, este un pic mai dificil, dar asta este. O sunt pe doamna Cobuz, pe doamna viceprimar, care este și consilier, o sunt să ne propună un președinte de ședință. Bună dimineața, mă numesc doamna Popa Claudia, țin locul domnului secretar la ședința de Consiliu Local din această zi. Am constatat că domnul președinte de ședință desemnat, domnul Hagi Mouvidiu, nu este prezent. V-aș ruga pe dumneavoastră să propuneți un președinte de ședință pentru ședința din ziua de astăzi. Nu l-am sunat și nu poate fi prezent la ședința de astăzi. Da. Deci îl propuneți pe domnul Bondu Adrian Alexandru, să înțeleg. Da. Bine, atunci, mulțumesc frumos. O să sun ceilalți consilieri să văd dacă sunt de acord cu propunerea dumneavoastră. Da, bine, mulțumesc. Bine, bine. Dimineața, mă numesc Popa Claudia, țin locul domnului secretar la ședința ordinară din această zi. Am constatat că domnul Hagi Mouvidiu, președinte desemnat, nu poate fi prezent. Doamna Cobuz, Lidia Elena, a propus ca președinte de ședință pe domnul Ondu Adrian Alexandru. Dacă sunteți de acord cu această propunere? Da, vă mulțumesc. O zi bună. Cu bună dimineața, mă numesc Popa Claudia, sunt înlocuiesc pe domnul secretar la această ședință de Consiliu Local. Am constatat că domnul Hagi Mouvidiu, președinte desemnat, nu este prezent, nu poate fi prezent la această ședință. Și doamna Cobuz Lidia Elena mi-a propus ca președinte de ședință pe domnul Ondu Adrian Alexandru. Vreau să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu această propunere. Da, sunt de acord. Bine, vă mulțumesc. Bună dimineața, mă numesc Popa Claudia, țin locul domnului secretar la această ședință ordinară de Consiliu. Am constatat că domnul Hagi Mouvidiu, președinte desemnat, nu poate fi prezent la această ședință.
Și doamna consilier Cobuz Lidia l-a propus ca președinte de ședință pe domnul Ordu Adrian Alexandru. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord? Da? Da, bine, vă mulțumesc. Și pot să pe domnul Măgilescu Ion. Bună dimineața! Mă numesc Popa Claudia, țin locul lui domnului secretar la această ședință ordinară. Am constatat că domnul Hagiba Ovidiu nu poate fi prezent la această ședință de Consiliu. Doamna Cobuz Lidia Elena l-a propus ca președinte de ședință pe domnul Ondu Adrian Alexandru. Dacă sunteți de acord cu această propunere? În cazul în care, la ședința de Consiliu Local, președintele de ședință lipsește, se alege un consilier. Nu se respectă ordinea aceea care... Eu trebuie să facem o ședință și îl propunem noi. Păi asta fac. Nu se face ședință separat. La această ședință am constatat absența domnului Hagimă și se propune din rândul consilierului un alt președinte de ședință. Doar pentru ședința aceasta, urmând ca la următoarea ședință, domnul Hagiu Ovidiu să-și continue mandatul de 3 luni. Bună. Deci sunteți de acord cu domnul Ondu Adrian Alexandru? Da. Bine, vă mulțumesc. Alo, bună dimineața! Mă numesc Popa Claudia, ținând locul domnului secretar la această ședință de Consiliu Local. Am constatat că domnul Hagimă Ovidiu, președinte de ședință desemnat, nu poate fi prezent la această ședință fizic. Doamna Cobuz Lidia Elena l-a propus pe domnul Ondu Adrian Alexandru să fie președinte pentru această ședință. Dacă sunteți de acord cu această propunere? Era vorba de vârstă pentru cele 3 mandate. În cazul urmând... doar pentru ședința aceasta. Urmând ca domnul Hagi Măupitiu să-și reia mandatul celor 3... Da, bine, mulțumesc frumos. Deci sunteți de acord. Da, mulțumesc mult. Bună dimineața, domnul Ondu Adrian Alexandru. Da. Mă numesc Popa Claudia, țin locul domnului secretar la această ședință ordinară. Am constatat că domnul Hagimă Ovidiu, consilier desemnat ca președinte de ședință, nu poate fi prezent la această ședință. Doamna Cobuz Lidia Elena v-a propus pe dumneavoastră să fiți președinte de ședință. Dacă sunteți de acord cu această propunere și dacă puteți ajunge în timp util. Deci sunteți să înțeleg că sunteți de acord. Da, o să vă sunăm în momentul în care sunăm toți consilierii și să... Da, bine, mulțumesc frumos. Pavel Vasile. Bună dimineața! Mă numesc Popa Claudia, țin locul domnului secretar la această ședință ordinară. Am constatat că domnul Hagiu Ovidiu, președinte desemnat, nu poate fi prezent la această ședință.
și doamna Copuz, Lidia Irena, l-a propus pe domnul Ondu Adrian Alexandru ca președinte de ședință pentru ședința aceasta, urmând ca ulterior să fie reluată regula cu limita de cum este la dumneavoastră cu vârsta. Dacă sunteți de acord. Sunt de acord. Da, mulțumesc frumos. Domnul Paclou, Adrian. Înlocuiesc pe domnul secretar la această ședință de Consiliu Local. Am constatat că domnul Hagi Mauvidiu nu poate fi prezent la această ședință, pentru că era președinte de ședință, dar nu poate fi prezent. Doamna Cobuz Lidia Irena l-a propus pe domnul Ondu Adrian Alexandru. Dacă sunteți de acord cu această propunere? Sunt de acord, da. Da, vă mulțumesc frumos. Mulțumesc. Domnul Zanfirescu, Eugen. Pe domnul Zanfirescu, Eugen. Eugen. Da. Bună dimineața, domnul Zanfirescu, Eugen. Eu. Mă numesc doamna Popa Claudia, înlocuiesc pe domnul secretar la această ședință de Consiliu Local. Am constatat că domnul Hagi Mauvidiu nu poate fi prezent la această ședință. Și doamna Cobuz Lidia Irena l-a propus pe domnul Ondu Adrian Alexandru ca președinte de ședință. Vă rugăm să ne spuneți dacă sunteți de acord cu această propunere. Deci, cum a anunțat doamna Popa, a anunțat de o săptămână mai mult, a anunțat că nu poate participa. Păi ok, dar tot în ședința aceasta trebuie ales un nou președinte de ședință. În cazul în care făceam o ședință de îndată. Acum, da, vă rog. Alo, nu vă mai aud. Nu vă mai aud. Alo. Alo. Alo, mă auziți? Acum da. Deci, odată ce spune foarte clar, ați fapt. Este un proiect de hotărâre. Este un proiect de hotărâre, da. Nu e cam ceva, nu este o propunere. Este un proiect de hotărâre. Un proiect de hotărâre, da. Să schimbă președintele de ședință. Dacă eram în plen toate acum și constatam că nu-i președintele de ședință, imediat secretarul, printr-un proiect de hotărâre pe loc, da? Plenului, dar nu se deslumbesc. Are fost ședință de la Pustul. Cum am fost ședință de la Pustul. Fiecare consilier, dacă era cazul, până de dată, poate o altă vrea să se punea la vodă. Am înțeles. Ceea ce vreau eu... Am văzut și ca să iasca lucrurilor. Acum eu vă întreb altceva. Dacă doamna... Dacă doamna... Este un proiect de hotărâre cu doamna Popuș? Cu domnul Ondu? Nu. Dar spune-ți ce este ședință. Am avut ședință de dată, domnul, luna asta, nu poți să o faci pe a doua. Nu știu ce vorbește domnul, dar vorbește pe mai înțelege. Deci, acest lucru, de face în proiect de hotărâre, schimbarea președintelui de ședință. Proiectul de hotărâre conform codului administrativ are avizul secretarului general, care dă avizul, în toate actele legislative ale primării, are referat de aprobare, semnat de către primar, are raport de specialitate, asta e proiectul de hotărâre, doamne. Așa se face treaba. Că suntem
este deci este dispoziție de primar ca în cazul în care domnul secretar nu poate fi prezent și nu poate emite niciun fel de acte administrative, eu îl suplinesc pe domnul secretar. Deci este dispoziție. Dacă sunteți de acord ca președinte de ședință să fie domnul Mondo Adrian Alexandru. Da, n-am nimic împotrivă. Dacă l-aș propune că domnul Rote va scrie, care-i problema? Nu este că nu voi spune treaba asta. Să fac un amendament la propunerea. Dar spune că nu poate să vină, că ești sunat cu toți, explică. Am sunat aproape toți consilieri, mai puțin doi dintre consilieri. Erați așa cum am avut lista făcută eu. Și au fost toți de acord cu domnul Mondo Alexandru, domnul Adrian Alexandru. Deci este majoritatea... Nu pot să tac, că nu vorbesc cu Claudia acolo. I-ai sunat pe toți înainte și nu, nu, nu pe toți era adic. I-ai sunat. Nu pot să vorbesc. Pot să fiu de acord cu domnul Oandu, deși nu s-a respectat de condițele legale, mi-a venit treaba asta. Acum noi avem o ședință, care-i președinte de ședință acum? Păi domnul Zanfirescu, dacă făceam o ședință de îndată, președinte de ședință trebuia să fie tot domnul Hagi Măuvidu, care tot nu putea fi prezent. Da, vă mulțumesc frumos. Bună dimineața, domnul Zanfirescu Mihăiță. Mă numesc Popa Claudia, îl suplinesc pe domnul secretar în această ședință de Consiliu Local. Am constatat că domnul Hagi Măuvidu, președinte desemnat, nu poate fi prezent la această ședință. Și doamna Cobuz Lidia l-a propus pe domnul Mondu Adrian Alexandru ca președinte de ședință. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord. Da. Dar nu am înțeles, nu am văzut la ce a spus. Da, din cauza că purtam mască. Da, și atunci este de acord? Este de acord, l-am sunat și este de acord. Am înțeles. Da, nu sunt de acord. Da, deci sunteți de acord. Bine, vă mulțumesc. Bună dimineața! Domnul Mondo Adrian Alexandru, ați fost ales președinte de ședință. De fapt, ați fost anunțat că ați fost propus. Dacă puteți să veniți în, știu eu, cât spuneți dumneavoastră, cât timp aveți? 10 minute? Da, bine, vă mulțumesc. Bună ziua! Declar deschisă ședința ordinară conform dispoziției primarului. Dau cuvântul doamnei secretar pentru citirea ordinii de zi. Bună ziua! Vă citesc ordinea de zi a ședinței ordinare din data de astăzi. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local din 30.06.2020 respectiv 13.07.2020, prezintă secretar general. Articolul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, cheltuieli pe trimestrul 2, anul 2020. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna iunie 2020. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3-2020. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al Covoate Comuna Scorțeni cu suprafața de 24.890 m2, drum sătesc, sat Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea întabulării.
Inițiator Anton Gheorghiță Cătălin, primar. Articolul 6. Prezentare raport de specialitate privind informarea cheltuieli de la data de 30.06.2020. Prezintă consilier Nedel Coalina. Articolul 7. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da, sunăm prima oară, am văzut ordine cum i-a sunat în ordinea... Aleator. Da, doamna Avram Iuța. Alo? Salut, bună! Bună dimineața! Mă numesc Adrian Undu, am fost ales președinte de ședință. Am înțeles că ați fost de acord cu această chestie. Da, da. Și începem ședința ordinară. Sunteți pregătită? Da. Da. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă aveți discuții și dacă sunteți de acord cu aprobarea procesului. Da, sunt de acord cu aprobarea procesului. Am înțeles. Deci avem un da. La articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind... Trebuie întâi să întrebați dacă sunt de acord cu ordinea de zi. Și apoi, și apoi întrebați pe fiecare punct. Deci întrebați prima dată dacă sunt de acord cu ordinea de zi. Da. Sunt de acord și cu ordinea de zi, da. Da, da. Am înțeles, da. La articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2. La articolul 2 nu sunt de acord. Da, aveți ceva, aveți ceva comentarii? Votul meu este nu. Fără comentarii. Fără comentarii. Am înțeles. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna iunie 2020. Dacă sunteți de acord sau dacă aveți comentarii. Nu s-a oprit convorbirea. Convorbirea, nu știu de ce. Da, la articolul numărul 3, l-ați auzit, vi l-am citit? Da, da, la articolul numărul 3 pentru aprobare de contări, dar contravalori sunt de acord, da. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3-2020. Dacă aveți comentarii și dacă sunteți de acord. Aici, la rectificarea bugetară, mă abțin. Comentarii? Nu. Da. 4. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum sătesc, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă aveți comentarii și dacă sunteți de acord sau nu. Aici, la acest proiect, este un proiect de clar. Eu nu înțeleg nimic. Deci, Poți să explic? Dacă îl am pe domnul primar, poate să vă explice dânsul. Ce nu înțelegeți? Da. Deci... Da. Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Deci votul meu este nu, aici. Nu. Da. Articolul numărul... Aici nu este un proiect de hotărâre. Prezentare, raport specialitate privind informarea cheltuielilor. Dacă aveți vreo întrebare. Deci, votul meu este unic aici.
Și nu vă convine, nu, doamnă, eu sunt aici. Spuneți că am și pe doamna contabilă aici, nu, dacă aveți ceva întrebări pentru dânsul. Nu, aici nu este. Este numai o prezentare, nu este cu vot. Nu, dar era mai bine dacă spuneați și nu vă place. Da, deci așa. Articolul 7, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Eu aici am dat unul dacă este domnul primar. Este? Spuneți. Vă aude. Am depus o cerere în numele doamnei doctor Matari Simona, a spus câtva timp, pentru concesionarea a câtva metri pătrați din partea cabinetului pentru parcarea mașinii. Nu am mai primit niciun răspuns. Doamna Anuța, eu v-am explicat și am văzut că ați respins la intabulare. Ca cineva să concesioneze un teren din domeniul public, trebuie să fie proprietar, să aibă toate măsurătorile și intabulările pe segmentele care ne aparțin. Pașii legali sunt următori. Vine o firmă de topometrie, cât ce s-a făcut, s-a măsurat sau... Și la urmă, după cine au ieșit toate extrasele și către funcționare, se aprobă intabularea acestor terenuri. Lucrările sunt făcute, de aia ne trebuie și intabularea. Vă răspund și la această întrebare. Eu vă cred că dumneavoastră sunteți consilieră de la PSD, dar văd că... Dumneavoastră era și da. Domnul Alexandru. Așa. Dumneavoastră spuneți ceva de intabulare că nu este făcută. Iar domnul Alexandru a adăugat că intabulare este făcută... Măsurătoare de intabulare. Acum este intabulare făcută. Și centru, doamna, și centru urmează a fi reabilitat. Și după aceea o să discutăm. Da? Știți procedura, doamnă, știți cum se face procedura pentru concesiune? Deci nu s-ar trebui cui trebuie, să faci o licitație. Și e posibil ca acea suprafață de teren care o solicită doamna doctor să o câștige altul la licitație. Deci vă spun și varianta asta, că sunt îndreptățiți toți cetățenii ca să participe la o licitație pentru obținerea concesiunii. Dar să mă auzi de voi. Atunci dumneavoastră când am depus cererea, Alexandru era în perona dumneavoastră și a spus că este făcut din tabulare. Eu atunci ce să... Dar doamna Anuța, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Când ați auzit răspunsul de tatăl Alexandru, m-ați da. Aprobat cererea, dar eu vă duc de acord. Dar eu am direcționat cererea la secretar, doamna. Și cererea este la doamnă, m-a trimis la doamna Niculina. Așa. Și a aprobat-o. Corect. Întrebări, dacă mai aveți? Sunt o grămadă de coază, de probleme. Asta am mai cerut o mașină de balanță, bun între jurul și până de la Codreia. Domnul primar a promis să dă două mașini. Nu au primit de trei luate de zile. Nu mai sunt de cubele, de tomberoane. Tomberoane, doamne, nici nu o să primiți în zona aia, pentru că aveți tomberon mare și v-am spus că asta depinde de rău 3 luni de noi. Mi-ați făcut solicitări. Deci, zonele greu accesibile nu beneficiază din transportul gunoiului decât în zonele unde se colectează din tomberoanele alea mari. Asta nu-i făcut nici de mine, nici de fostul primar. Este rom 13 ce-o făcut. Deci ei au strategia lor și noi trebuie să o respectăm. Vedeți că eu dau tomberoanele de la mine, nu v-aș da, două, trei v-aș da, dar dacă nu le dau eu, le dă rom 13. Dar am spus, dar na, nu înțeleg, da, acum aveți alte inclinații și asta e normal. Să nu țineți cu mine. Am înțeles. Dacă mai aveți ceva de spus, doamnă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc mult pentru prezență. Sărut mâna!
toate semnalul de ordine. Dar încercăm așa, da? Da, telefonul meu. Să las, că așa. Da. O sunăm pe doamna Treanglă. Salut, mâna! Sunt Adrian Undu, desemnat astăzi președinte de ședință. Dacă sunteți pregătită pentru ședința ordinară de astăzi. Da. Vă mulțumesc. Articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal. Ordine de zi. Scuze, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da, articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorceni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Da, sunt de acord. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2020. Dacă aveți discuții și dacă sunteți de acord sau nu. Nu, sunt de acord. Da. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar la școala gimnazială Scorțeni pentru luna iunie. Da. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3-2020. Dacă aveți discuții și dacă sunteți de acord sau nu. Sunt de acord. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum sătesc, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Da, sunt de acord. Da. Articolul numărul 6. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.06.2020. Dacă aveți întrebări. Nu, sunt de acord. Da, mulțumim. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Nu am întrebări. Vă mulțumim foarte mult. Sărut mâna, o zi plăcută. O zi frumoasă și dumneavoastră. La revedere. Sărut mâna. Spune contrar de comodat, dacă tot e Vașnica pe... Ne puteți să-mi spuneți acum. Vașnica, este vorba de o cerere făcută de asociația domnului Dămân. Ar vrea să fac un contract de comodat cu noi. Să reabilitezi clădirea interiorul la Căminul Vechi pentru a desfășura și aici dansul cu copiii, în spațiul ăla. A, da, sunt de acord. Da, ok. Bine, mulțumim. Mulțumesc frumos. Salut, mâna. Ce mi urmează? Doamna Cobuz. Sărut mâna! Sunt Adrian Mundu, președintele desemnat pentru ședința de astăzi. Da, am înțeles că a fost propunerea dumneavoastră. Vă mulțumesc! M-am culcat om și m-am trezit președinte. E bine, da? Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, ați primit, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Da. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorceni 3006. Da, nu mai citim. Da. Am înțeles. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, cheltuieli pe trimestrul 2-2020. Da. Da. Articolul 3.
proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloace de transport. Da? Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară în cheltuieli pe trimestrul 3-2020. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum sătesc, Comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Articolul numărul 6. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuiel 3006. Dacă aveți vreo întrebare, ceva? Da. Rectificarea de buget, să citești. Aici. Zice, da. Și... Da, este pe suplimentare de... De la domnul Dămoc, o solicitare prin care ar vrea să fac un contract de comodat cu spațiul de la Căminul Cultural Vechi și să obțină finanțat să reabiliteze, desfășoare activități cu copiii noștri acolo. Unde? La Căminul Vechi. Din Scorțeni. La... Da, la Bibliotecă, aici, lângă bibliotecă, la spațiul de la bibliotecă. Da. Nu știu dacă, așa că spația avea unde se face. Nu, un contract de comodat, zis că a reabilitat interior. Acum depinde dumneavoastră. Eu propun ce mi-o cerut. Cine a cerut? O venit cu solicitare dânsul pentru, cu Asociația Fața Satului pentru treaba asta. De un contract de comodat. Deci cine să facă finanțarea? Dai. Păi obține finanțarea Asociația, nu domnul Iachim Dămoc. Da. Exact. Noi doar să dăm locația. Așa, cu contract de comodat și el să-l dea de uite. Da. Bine, vă mulțumim foarte mult. O zi plăcută să aveți. La revedere. Și următorul, domnul Ambăruș. Bună ziua! Adrian Ondu sunt, de Ondu, pentru cei din satul Florești. Am fost desemnat președinte de ședință pentru ședința de astăzi, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi pe care ați primit-o. Da. Așa, articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă sunteți de acord sau aveți discuții. De acord, da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Da. Sunt de acord, dar cu unii de blocare acolo, da, vă mulțumesc. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pe luna iunie. Da. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3-2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord și acest proiect de hotărâre. Da, vă mulțumesc. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Comuna Scorțeni cu suprafața de 24
890 metri pătrați, drum Sătesc, sat Scurțeni, comuna Scurțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă sunteți de acord, aveți discuții sau nu? Deci întrebarea este, domnul primar, este pe legătură? Da, 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 da. Este, este. Da, da, da. Sunt mai multe segmente, domnul Pandorani. Da, da, nu înțeles, nu înțeles. Ce vrea de fapt cap, da? Da, și la ce se referă, nu înțeles. Da, da. Da. Articolul numărul 6. Prezentare raport specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.06, dacă aveți discuții pe tema asta. Am înțeles, vă mulțumim. Articolul 7. Întrebări, interpelări, informări ale primarilor, primarului și consilierul local, declarații politice. Da, aici o să vă rețin vreo 2-3 minute, așa, pentru că am trebuit să trebuie să mai spunem și adevărul cu oamenilor, da? Eu am urmărit acel clip, da, cu realizările primarului de la prea 2016-2020. Sunt atât punctual, de privărind. Se spuneți că am continuat lucrările de administrație, cum pot să spună domnul primar acolo, dar n-a spus că, de fapt, au fost bani alocați în fondul rezervei, primii bani de europeni de comuna Scurțeni. Și a fost proiect realizat cu lucrări începute pe mandatul meu. Foarte corect, da? Foarte corect. Eu am spus că am continuat, că nu le-am făcut eu. Eu vă rog frumos, mă lăsați să... Da, da, domnul Avărăș. Și după care, după care putem discuta, da? Da, da, da. Păi vă răspund la urmă. Deci drumurile, tot ce înseamnă drumul spre biserică din statul Scurțeni, Grigorești, 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 de drumul de care îi spunea trebuie eu, și aveți proiectul în fața acolo, la Scurțeni, spunea de drumul de la dealul vostru acolo, dar avem și acel proiect spre biserică, de la proiectul la biserică și ieșim la mare, la stație, Grigorești, drumul care este acel proiect și mă uitați bine că spune TNS-ului de la această scurte, la o lungime de 1.208 metri. Iar al doilea drum de asfaltat în statul Florești era de la TNS-ului de la Isportul Mitru, care ieșea la Gondoana Danuția, da? Cu toate scurile. Dar ce se face? Dacă 4 ani de zile, dacă la Isportul era cu scurile dumneavoastră, cel mai scurt? Acum vă pot răspunde, da? Păi nu, dar nu înțelegeți cum ați întrebat, da. Și puneți și al doilea drapel. Eu zic că așa ar fi frumos.
până de scenă. Nu știu câți cetățeni v-au cerut să veniți scenă, dar ați zis banii acestat pe această extindere. O să răspunde dumneavoastră, poate și personal, sau le spuneți oameni. Nu ați vrut să spuneți încă acel proiect de tot de mine și anume construire Cămin Cultura în Capul Scorțului. De fapt, este proiectul alimentare cu apă, cu apă și canalizare. În 4 ani n-a demarat nimic. La fel ca și în satul Grigore. Veniți și spuneți că la scurtim de constatat segmentul de drum de la dealul Roșu coborăm, da? Nu știu, nu știu. Atât acel proiect de stat tot de mine de-a cupat la Vitor și vedeți că scrie acolo proiecte de la TNR de dealul Roșu și cu ieșire la Popa, la Popa Mariana, familia Echema. La fel, nu, nu înțeleg vorbele astea când spus când va fi asfaltat. Mă repet, când m-am pus întrebarea pentru sunat dintr-o ședință a Consiliului Local ce se întâmplă cu proiecte de drumuri, mi-a răspuns spus. Nu știu, cred că sunt undeva de jos. Acum vin și la proprii, la sfântul cuvântul. A spus că a făcut că da, aia din drum, da? Și acel put fără, câte mai are de 4 metri. Dar să nu uitați că și când ați preluat dumneavoastră unitate, a dat bani și pentru acel put în bugetul local. În 4 ani de zile m-am rugat de atâtea ori să puneți în acea bucătărie o drugetă. Mi-a zis că v-ați vrut să pot făla ce ingredientă de la baie. Nu e ingredientă de la baie. Eu mă cum am zis de dar cu tine prezidere că mi-e o spătura. Să zic curăța ochi. Da? Of. Acum și vă răspund eu, dacă zic. Dacă vă mai spun, vă mai spun. Tot pe statul Florești aveți proiecte de drumul pentru nu ar trebui nimic din acest 4 ani. M-ați referit la drumul de la district în capătul statului. Vă spun eu că proiectul acela este. Este și are următorul titlu. Modernizare drumul local stat Florești din Florești. El la această stâmpă și are o lungime de 1208 metri. Da? Nu știu nici, tot trebuie de final vreau să puneți... Haideți să vă răspund că... Pierfirul. Și mai continuăm, mai continuăm. Hai să vă răspund. Eu v-am arătat, că haideți să vă explic dacă trebuie să înțelegeți. Vis-a-vis de problema asta a drumurilor, că vedeți la fel. Omul tot timpul, asta trebuie. De drumuri, apă, canal, nimic. Domnul Măruș, hai să vă răspund. Îmi permiteți? Bun. Bun. Haideți să vă răspund punctual. Da. Cum trebuie? Da, chiar de la adevărat răspund. Da. Acum vă răspund eu. Domnul Măruș, cu tot respectul, mi-ați lăsat documentații, proiecte, cu privire la proiectul de drumuri, dar acum vorbesc eu dacă mă lăsat. Cu privire la proiectul de drumuri, este adevărat, că ați lăsat, în loc de un dariu, ați lăsat un CFU. Și acea documentație trebuia reactualizată. Deci s-au plătit bani, prima dată dumneavoastră, în loc să se facă documentații de atribuire a lucrărilor de intervenții, s-a plătit un studiu fezabilitate. Deci... Nu, nu, ascultați-mă ce vă spun. Dar nu-i transmisibil când v-am lăsat să vorbiți. Cu privire la acel proiect, știți foarte bine că legislația României s-a modificat și cu tarifele la persoanele din construcții și legislația modificată. Deci proiectul care l-ați lăsat dumneavoastră nu mai era posibil de depus undeva pentru că era perimat în mare parte. Nu să spun prea mult. Ei, noi în urma inundațiilor care le-am avut în 2000... Nu, dar ascultați-mă! Nu intrați peste mine că n-am intrat. În 2018, ca să vă spun, știți foarte bine că n-a fost nicio linie de finanțare până acum pentru drumul, decât s-au finanțat drumul județenii și drumul naționale. Noi, în urma inundațiilor ce le-am avut pe CNI, ca să fiți lămurit, am depus pe CNI un proiect, l-am extins în afară de măsurători, adică recunosc că ați avut măsurători făcute pe drumul de care mi le spuneți,
dar nu corespundeau cu procesul verbal al celor de la ISU și a comisiei de la Bacău, cu segmentele. Și am menținut din măsurătorile făcute din dumneavoastră, prin segmentele alea care corespundeau cu procesul verbal, și am extins în afară cu drumurile care mi le-au găsit, care pot fi inundabile oricând și care se pot strica. În afară de ce mi-aș lăsa de aia, aș extin la 11,5 km. Valea, Dragomireasa, deci este prins acel segment de drum, dar vă spun cu mâna pe inimă că deci nu depunem după bunul plac. Depunem după ce ne-au dat cei care au constatat așa. Da. Au fost, dar nu mai sunt actuale. Nu mai sunt. Eu v-am dat voi, lăsați-mă să vă răspund acum. Deci faceți ședință la dumneavoastră să vă răspund punctual. Domnul Ambăruș, dar ca să refaci un proiect, costă bani, domnule. Și dacă nu mai era, deci, hai să fim serioși. Păi nu știu, de ce l-ați făcut dumneavoastră în 8? Dacă ne luăm așa. Păi da, hai să nu fim răi. Hai să fim corecți și ne ascultim cuțitile acum la când vin alegerile. Dar să vorbim și pe bune. Și eu am vorbit corect și cu căminul de la Grigore. Am spus că am finalizat acel cămin, nu că l-am inițiat eu. Aveți meritul dumneavoastră, vi-l recunosc, deci nu pot să fiu meschin să nu recunosc. Că dumneavoastră inițiat proiectul. Dar am găsit acea clăt, da? Mă lăsați să vorbesc eu acum. Dar eu am făcut interviu nu pentru domnul Ambăruș Mircea, am făcut interviu pentru cetățeni. Eu zic că drumurile acum în comuna Scoceni sunt foarte circulabile, și ok. Dacă te-a spus și dumneavoastră și nu s-a făcut, ce sună? De ce nu mă lăsați? Hai să vă termin. Acel proiect care este aprobat de CNI prin ordin de ministru, dacă vreți să verificați, de pe 30 decembrie 2019, este depus la București, s-a terminat toate documentația, am scos certificatul de urbanism, totul. Deci, ascultați-mă ce vă spun. Domnul Ambăruș, ascultați-mă ce vă zic. Este pe situație de urgență. Deci măsură pe situația de urgență. Haideți, stafurile, haideți să intervenim unul peste altul și nu se mai înțelege nimic la filmare. Domnule, gata, v-am lăsat. Acum vorbiți tot dumneavoastră. Că sunteți bun orator, știu. Da, să trăiți. Da, haide, atunci mai avem ceva suplimentar, domnul Ambăruș, o cerere de la domnul Dămoc pentru un contract de comodat, pentru un spațiu în căminul vechi, pentru să-l reabiliteze cu fonduri proprii, pentru desfășurarea activităților copiii, dansului. Dar nu, deci este cu fonduri proprii pentru un spațiu acolo. Deci omul vrea să faci, cum am făcut, să faci o biblioteca și a făcut spațiu, vreau să faci un gămăruș acolo unde să faci copiii tăi. Exact, dacă sunteți de acord. Da, sunt de acord cu treaba asta, da? Bine, domnul Ambăruș, vă mulțumim mult, o zi plăcută. Sănătate.
Băi, mă zic, dacă nu de un minut. Că ce faci ăsta până la 4 cu masca la gură? Da, sunăm pe domnul... Ce are cu succint într-un minut? Vrote. Vrote acum o sună, adică și să-l sune. Da. În o săptămână așa. Alo? Bună ziua! Bună ziua! Domnul Vrote? Da. Adrian Undu sunt, ales președinte pe ședința de astăzi. Dacă sunteți pregătit pentru... Da. Sunteți de acord cu ordinea de zi prezentată de domnul secretar? Da. Sunt pentru, da. Da, bine. Trecem. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord cu aprobarea procesului. Da, sunt pentru. Da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestru 2, anul 2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Da, sunt pentru acest proiect de hotărâre. Așa. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna iunie 2020. Da, sunt pentru acest proiect de hotărâre. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestru 3 2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Da, sunt de acord cu acest proiect de hotărâre. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAS Scorțeni, cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum Sătesc, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Da, sunt pentru acest proiect de hotărâre. Da. Articolul 6. Prezentarea raport de specialitate privind informarea cheltuielii la data de 30.06. Dacă aveți discuții pe baza acestui articol. Nu, nu. Sunt pentru acest proiect de hotărâre. Da. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierului local și declarații politice. Dacă... Asta când ne întâlnim. Am înțeles. A mai apărut ceva nou. O cerere de la domnul Dămoc pentru un contract de comodat pentru un spațiu din Căminul Vechi, pentru reabilitare și desfășurarea activităților cu copii, dansuri, ce... din fonduri proprii. Deci oricum el se lansa pe asociație. Fondurile lor, nu știu. Nu mai asociați. Dânsul reabilitează ăsta. Pe asociați. Pentru ca să poată desfășura. Fac o cer de finanțare și vadă cât îi dă. Da. Vă mulțumim să aveți o zi bună. Mulțumesc, la fel. Vă vorbit. Cine acum? Sunăm pe domnul... Pavel. Vorbești cu noi, sigur, nu-i trebuie așa informat. 557. 557. 557-382. 382. Bună ziua! Bună dimineața! Bună dimineața! Domnul Pavel! Da? Sandelul Undu sunt, ales președinte pentru ședința de astăzi. Dacă sunteți pregătit pentru... Da, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi prezentată de domnul secretar. Bine, putem începe. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Votez pentru aprobare. Da?
Mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, cheltuieli pe trimestrul 2, anul 2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. M-ați auzit? Iar s-a întrerupt. Reluăm. M-auziți? Acum da. Hai că s-a întrerupt. Da, ai auzit proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2020. Fără discuții și acolo. Da. Articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic. Da, în iunie 2020. Da. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestru 3. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Aici, da, aș fi avut și discuții în legătură, că am înțeles de aia vreo 7 mii de lei pentru microbură. N-ai parat. Da. Dar trebuie să copiii ori minima lucru și dar trebuie în ori. Copiii care participă la dansul Vasile, cum au fost și am trecut, dau spectacol pe litoral. Am obținut o sponsorizare de 10.000 de lei. A făcut o solicitare, eu și așa, și mai trebuie ca să ducă copiii să acoperi cât stau eu 8 zile acolo, la finalul lunii viitoare. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni, cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum Săte, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Da. Articolul numărul 6. Prezentarea raport de specialitate privind informarea cheltuiel la data de 30.06.2020. Dacă aveți discuții. Nu am nimic de comentat. Am înțeles. Articolul numărul 7, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierul local, declarații politice. Fără declarații, fără întrebări, fără interpelări. Am înțeles. Avem ceva suplimentar, Vasile. Domnul Dămoc a făcut o cerere pentru un contract de comodat, pentru un spațiu în căminul vechi de la Scorțeni, pentru reabilitare fonduri proprii, unde se obțină finanțare. Să obțină finanțare ei pentru renovarea unui spațiu acolo, să aibă loc cu copiii să-și desfășoare activitățile. Am înțeles. Mulțumim. O zi bună să aveți. Sănătate. Domnul Mihăiță Zanfirescu. Așa. Apelare. 0744-1-0741. Nu e mai mult. 1-1. 9-2. Așa este mai mult. Cine acum? Mihăiță Zanfirescu. Bună ziua! Bună ziua! Sandelu Undu sunt, președinte de ședință pentru ședința ordinară de astăzi. Da. Dacă sunteți pregătit. Da, începem, Mihăiță. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi prezentată de domnul secretar. Da, sunt de acord, da. Bine, începem. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord, nu sunteți de acord. Am înțeles. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2, anul 2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Domnul primar, este?
Am înțeles, mulțumim. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna iunie 2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Am înțeles. Da, mulțumim. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3-2020. Dacă aveți întrebări, sunteți de acord sau nu? Sunt de acord cu rectificarea bugetară, deci foarte bine formulat. Am înțeles. Mulțumim. Articolul numărul 6. Prezentarea raport de specialitate privind informarea cheltuielilor la data de 30.06.2020. Dacă aveți discuții pe baza acestui... Da, am discuții, dar astea o să discutăm prima separat, pentru că nu se pare destul de clar, iar și așa niște neclarități mici, dar nu... Am înțeles. Am înțeles, da. Articolul numărul 7, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierului local, declarații politice. Domnul primar, trebuie să se recunosc de necesitățile comunității și cred că vreau să o amintesc la primarul din proiectul care este foarte bine pentru comunitate. Am înțeles, mulțumim. Mai avem ceva suplimentar, Mihăiță? O cerere de la domnul Dămoc pentru un contract de comodat pentru închirierea unui spațiu din Căminul Vechi obținerea unei finanțări de către dânsul pentru reabilitare spațiu și pentru activități artistice cu copii. Deci, e un contract de la Scorțeni, vorba. Exact, da. Un spațiu acolo să-l reabilitezi el, obținerea de fonduri de către dânsul. De asociație. De asociația dânsului. Am înțeles. Da, suntem de acord, numai că Căminul este să nu prezinte în pericol structura lui și... Nu, doar reabilitare, adică se poate să-i pun ori gipsul, să se desfășoare omenești. Da, dar să nu fie în pericol. Bine, că se face și o expertiză. Foarte de acord. Deci doar în urma unei expertizii, Mihăiță, cred. Da, dacă o să fac o expertiză, să fac un studiu la fața locului, corect. Toate înțeles, să fie de acord că omul vrea să facă ceva benefic pentru comunitate, nu-i ce spune. Am înțeles, Mihăiță. Bine, mulțumim frumos, o zi bună, să ai în continuare. O zi bună. O zi bună să aveți. Da. Domnul Zanfirescu Eugen. Da, stai să întreb la lucru. Mai opri puțin? Da. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Zanfirescu, Eugen? Eu, în carne și în vocație. Sandel Undu sunt, ales președinte peste noapte al acestei ședințe. Nu, deci m-am culcat om și m-am trezit președinte. Ești un mai competent, bravo, ție. Da, mulțumesc. Sunteți pregătit pentru... Nu trebuie să fii președinte, eu chiar am spus, am avut alte comentarii vis-a-vis de procedură, pentru că dacă nu s-a înțeles totuși peste tot ce am vorbit, dacă totuși Ovidiu Hagină, domn președinte Sandel, acum 10 zile, că vreau ca a doua zi, domnul Hagină, într-o ședință, aveți dreptate. Am înțeles. Dacă, prima întrebare, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi? Am înțeles. Noi aici suntem cu măștele, pe figură. Poate aveți milă de noi. Nu
Am înțeles. Să vedem, domnul președinte, hai să vedem. Am înțeles. Trecem articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020 și respectiv 13.07.2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Am înțeles. Nu o să se mai întâmple pe mandatul meu. Acest lucru că o să mă țin eu să le exerc. Da. Da, deci sunteți de acord, da. Mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Am înțeles. Da, trecem la proiectul numărul, articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic și didactic auxiliar de la Școala Gimnazială Scorțeni pentru luna iunie 2020. Dacă avem discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Am înțeles, mulțumesc. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuiel pe trimestrul 3. Dacă avem discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Dacă poate... Dacă vreți, vă poate răspunde doamna contabilă, că o avem lângă noi. Da, de ce nu am prevăzut la început? Salariații, deci au rămas tot 8 persoane de la începutul anului până la jumătatea anului, iar la indemnizații au mai intrat persoane și din cauza asta. Deci la indemnizații, mai ascultați o dată. La indemnizații,
indemnizație au intrat persoane cu handicap din cauza asta. A crescut numărul de persoane cu handicap. Ia auzi. Trecem la articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum sătesc, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu. Privind informare cheltuieli la data de 30.06.2020. Dacă aveți discuții pe baza acestui articol. Articolul numărul 7. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Ai făcut cu cetățenii comuni Scorțeni.
Am înțeles. Și, domnul Iuden, avem ceva, uitați, am omis să zic la început, o cerere de la domnul Dămoc Ioachim pentru un contract de comodat pentru a obține finanțarea dânsu, închirierea unui spațiu în școala, în căminul vechi de la Scorțeni, pentru activități cu copiii. Da, unde este și biblioteca, dacă nu mă înșel. Ce? Da, reabilitare, cum să zic, reparații ceva pe fondurile dânsului, cum? Băi, eu n-am găsit un potriva la o chestie, la clădirea aia, să bași copii acolo, sau... Cred că totul este în urma unei expertize, se face. Da, adică nu facem o greșeală, acolo clădirea aia este cu grad ridicat de șiscă, da? Da, aveți dreptate. Nici, deci nici la noi, la noi avem numai cererea. Cererea dânsului. Da. Aș vrea să vedem ce se urmărește prin asta, ce se vrea să fac acolo. Să ține fondul. Să ține fondul. Mă face cum ar vrea, să ce eu. Mă spune o materia, vreau să văd o cerere a domniei tale, să vedem ce intenție are. Credeți că eu în principiu nu sunt potrivă, dar pe chestiunea aia, că nu pot să votez, că nu sunt documentez. Eu chiar nu sunt președință de Consiliu, domn președinte, ca sur la o oră așa. Am înțeles. Da, așa nu pot. Credeți-mă, domnul președinte. Am înțeles, aveți dreptate. Domnule, mulțumim la fel și dumneavoastră, drumuri bune să aveți. Doamne ajută. Respect și preț. Sănătate, o zi plăcută. Da. Da. Și să mă uite. Domnul Banu 3 6 7 3 6 7. Bună ziua! Mă auziți? Alo? Alo? Mă auziți? Vă aud eu tare. Alo? Așa procedăm. Dacă spuneți dumneavoastră. Alo, da? Bună ziua, mă auziți acum, da? Bună ziua, da, acum da. Așa, sunt Delu Ondu, sunt președintele acestei ședințe. Dacă dacă sunteți pregătit pentru ședința ordinară. Da, da, da. Da, sunteți de acord cu ordinea de zi prezentată de domnul secretar? Sunt de acord cu ordinea de zi, doar un singur, nu știu cum să-i spun, doar un singur observație. Am văzut cu domnul Zanfiențiu, el tot cere de pe campionat acest proces verbal. Aș avea după mintea ca să nu mai fie viitor acele discuții și de a vreau orice să zici voi, Am înțeles. Da, putem începe. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni
din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Am înțeles, mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare, cheltuieli pe trimestrul 2, anul 2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Deci 14.194,32 de lei, provin așa, 5.997 de lei, 60, s-a turnat un dig la doamna Zica Șova în Scorțeni, pe o situație de urgență și au fost luate două cife de beton pentru că se rupea malul acolo. 3.912,72 lei, s-a luat două bucăți de țeavă corugată la 6 metri pentru că a fost o situație de subtraversare la podul care este în construcție la Parascanu, iar 4.284 de lei a costat închirierea unui excavator pentru montarea celor două țevi. Domnul primar vă poate explica mai bine cum stă situația la pod cu aceste țevi și cu... Păi întrebați-l pe domnul primar de ce a închiriat un excavator. Al nostru este mai mare, posibil față al nostru este buldo-excavator. Da. La cheltuielile de capital, dacă veniți la birou, vă pot da, am o foaie, două foi, de fapt. Da, când treceți pe la birou, vă dau detaliat la cheltuielile de capital, dacă vreți. Bine, trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale personalului didactic. Pe iunie 2020. Da. Păi nu, am înțeles. Trecem la articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3 2020. Dacă aveți întrebări, dacă sunteți de acord sau nu. Da. Se vor duce în tabără, da? Câți copii sunt prinși în activitățile... Da, deci nu avem, acum nu putem răspunde tot. Este altceva. Am înțeles. Am înțeles. Da. Trecem la proiectul, articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni
cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum Sătesc, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Da, mulțumim. Articolul numărul 6. Prezentare raport de specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.06.2020. Dacă aveți discuții pe baza acestui articol. Nu, am informat raportul domnului doamna comisară. Am înțeles. Articolul numărul 7. Întrebări, interpelări, informare ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Momentan nu, a ieșit puțin afară. Ok. Nu, pentru a nu mai reveni la aceeași discuții, cum când dânsul nu este prezent, ar trebui să fie legea lui Dumnezeu obligă. Nu e o problemă, dar obligați în orară, deci acolo să răspundă câteva întrebări consilierilor care la care vine cu anumite proiecte, cred că ar trebui să fie. Asta e punctul meu de vedere, nu este un reproș, este doar o constatare. Știu care sunt discuții, ia, că nu este, că ar trebui să fie. După părerea mea, în mod normal, ar trebui să fie moral parte de consilierii în fața cărora vine cu anumite probleme. Aș mai avea să îi pun o problemă lui, este problema cu când vin ploile la doamna Galeu. În fiecare an, știți foarte bine dumneavoastră, știți patronul meu, apa este, l-am rugat să vorbească cu domnul care administrează bucata de sus, domnul Ima, și vă zic că vorbim, domnul zice, da, pot să nu faci nimic. Am înțeles, auzi, am aici doamna contabilă care mi zice că lui doamna Galeru, acolo unde iese apa în drum, pe HCL i s-a dat 2000 de lei pentru facerea unei protecții, unui dic. Dar nu știu dacă și l-a făcut. Bine, apa fiind pârâul care curge la vale, oricum vine spre... Da, iată aici, poate se poate face o șansă, după o comisie de expertizare, tu vadă cu domnul Ila și el știe mai bine, cu cățile are de acolo de atât timp. Asta zic că, domnule, așa facem, încercăm ceva. Ideea este foarte bună, dar trebuie, cred, dacă legal impus domnului Ila să facă ceva. Nu rugat frumos. Eu mergând pe dealuri și observând, eu am observat că domnul Ilaș are și toate drumurile de acces fost ale oamenilor, nu mai sunt, le are pe toate, deci nu mai avem cu ce merge într-o zonă anume pe zonele astea, nu numai că să facă ceva. Îmi notez aici și chiar o să venim cu o propunere în chestie. O să te susțin și eu. Da, a mai apărut ceva, nu am omis să zic la început, o cerere de la domnul Dămoc pentru un contract de comodat, închirierea unui spațiu în căminul vechi al, din Scorțeni, reabilitare cu fondurile dânsului, a unui spațiu de acolo pentru copii, da, pentru desfășurarea activităților cu copii. Da, că să facă el un ceva, un contract, să atragă el pe societatea lui să reabiliteze. Dar cred că totul o să fie în urma unei expertize. Da, asta trebuie să fie cu unui expertiz, nu putem să stabilim numai așa, să văd o comisie până la fața locului, un proiect făcut, ca așa, pe telefon, vreau domnul Dămoc să închirie. Da. Da, nu, ideea este dacă am fi de acord să-i dăm sau nu, în acel spot. Da, timp cât face ceva pentru acel cămin, da, fără nicio problemă, dar tot la fel trebuie pentru un proiect. Nu, așa, să citim, să vedem ce și-a sunat domnul să facă. Exact. Da? Am înțeles. Da, vă mulțumesc, o zi... Dar ești pentru, deci ultimul ești pentru, da? Dacă în urma unui proiect care
E fără preță. A, scuze, ia auzi, că aici e simplu, dacă ești de acord cu el sau nu. La ce? Ultima cerere a domnului Dămoc. Da, aici pot să-ți citesc, deci obținerea unui contract de comodat, cămin cultural din satul Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea înființării unui punct de lucru și totodată pentru a încerca să accesăm un proiect de finanțare pentru reabilitarea acestui lăcaș cultural. Da, e ok. În principiu e ok, da. Da, bine, mulțumim, o zi plăcută. Nu mai avem pe... Doamna Ceaușu suna să mă sună mereu. Ceaușu, da? Da, suna. Doamna Ceriescu. Da, l-avem. Doamna Ceaușu este cu 517 la urmă, care e tăiată de sus, văd aici, nu? Cred. Stai, o să... 0751. Da, e cu 517. 517. 124. 124. 517. 517. Alo? Sărut mâna! Bună ziua! Doamna Ceaușu. Da. Adrian Mundu sunt, președintele acestei ședințe. Dacă sunteți pregătite pentru ședința ordinară de astăzi, da. Dar înainte de a începi cu votarea, așa vreau, am două chestiuni. Se poate sau le lăs la urmă sau cum să facem? Nu vreți chestiuni. Haideți la urmă să citim tot asta și... Da, da, mulțumesc. Prima întrebare. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Da. Sunteți de acord. Mulțumim. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din 30 și 30. Sunteți de acord? Da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2020. Sunt de acord la acesta. Aveți discuții pe baza acestui articol? Nu, sunt de acord. Am înțeles. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pe luna iunie. Așa, mulțumim. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport ale persoanelor. Scuze. Da, stați că eu am citit din urmă. Scuze. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuielilor pe trimestrul 3. Aveți discuții pe baza acestui articol? Nu. Am înțeles. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum sătesc, sat Scorțeni. Nu sunt de acord, nu știu unde este poziția, nu știu pentru ce. Odată ce nu sunt proiecte pentru gaze, pentru electricitate, nu au sunt de acord. Am înțeles. Articolul numărul 6. Prezentarea raport specialitate privind informarea cheltuielilor la data de 30.06. Dacă aveți discuții. Nu, aici ai discuții. Nu este un proiect de hotărâre. Am înțeles. Articolul numărul 7. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Da. Deci ce a făcut domnul primar cu banii pe concediu la persoanele cu dezabilități? Sper să răspundă, dar sunt sigur că nu o să răspundă. Da, deci chiar notat am promis domnului alegător că
Că o voi pune și am pus-o din partea, probabil, vor știi mai mult. Dacă vreți să repetați, să-mi notez și eu. Deci, ce a făcut domnul Marcus Martin pe conținut la persoanele cu teza divinității? O am aici pe doamna contabilă care vă poate lămuri. Da, eu nu știam despre ce vorba, urmă cineva să pun. Care bani? Pe banii pe concediu pe anul trecut? Vă aduceți aminte că în luna decembrie a fost propusă, sau în luna noiembrie, nu mai rețin exact, dar dacă vă dau detalii jos la birou, a fost propusă o rectificare de buget prin care pusesem bani pentru concedii la persoanele, la asistenții personali pentru persoanele cu handicap, iar unii din consilieri nu au votat rectificarea de buget și a aplicat proiectul de hotărâre. Deci nu a mai fost pus niciun ban pentru asistenții personali în luna decembrie 2019. Dacă treceți pe la birou, vă dau și proiectul de hotărâre cu câte voturi a picat și vă dau și exact ședința când a fost din data respectivă. Sau în următoarea ședință vă pot da detalii. Păi da, dar nu au votat consilierii proiectul de hotărâre. Am înțeles, am înțeles. Altceva ce aș vrea să mai vorbesc. Aceste sunt ședințe de care le-ați votat. Ok, că e foarte. Da sau nu? Eu nu le-ați mai la astfel de ședințe. Eu am căutat și în țară să mă uit, că la, nu mai vorbim de comunii vecinate care e așa, dar suntem singura din județul Bacău care facem astfel de ședințe și chiar aș vrea și eu să vă văd părerea. Dacă sunteți de acord cu administrarea a unei comune ca a noastră, cu oameni gospodari, cu așa ceva. Pentru că pe mine mă dezonorează acest lucru și sunt sigură că știu oamenii din sală, oamenii din comuna noastră din sală. Vă pot răspunde, dăbureți. Eu la ora actuală, nici acum, nu știu cine a votat ca aceste ședințe să se țină prin telefon. Nu știu. Noi am primit să se țină prin telefon, dar nu știu cine le-a votat. Ca și astăzi cu, propunerea doamnei Vici pentru președinte. Știam că nu este, totuși nu este legal, pentru că trebuie să facă hotărâri din Consiliu, nu? Deci la a doua întrebare, eu am fost anunțat dacă sunt de acord să devin președinte pentru ședința. Nu, nu am nimic cu, doamne, nu am nimic cu tine, dar nu trebuia totuși să hotărască tot așa pentru ședință. Am înțeles că asta, da, luna asta a fost o ședință de îndată, dacă țin minte și nu, cred că nu sunt, nu au voie la mai mult. Dacă vreți să vă răspund, dacă pot. Aceste ședințe, dacă se vor mai face o dată face-to-face, ca să vinem copii. Sunt foarte mulți oameni de stat care chiar vor să vină la ședințe. Care au ceva de spus, mai ales acum la sfârșit de mandat. Vor să întrebi, vor să afli noutăți, vor să vadă. Ce vreți să... Da, dar știți cu distanțarea asta socială... Întrebare din partea oamenilor. Dacă este voie, ca viitorul candidat la primărie să vorbească în televiziunea pe care ei au plătit-o și o plătesc de proprii mărite mai spusim televiziunea noastră care ne semnează, dacă are voie ca să facă pe banii oamenilor această publicitate. Înseamnă că și ceilalți primari care își depun candidatura probabil au voie să vină la exclusiv și să vorbească, să-și spună și ei ofurile, proiectul de ce au de gând să facă dacă vor veni ca primari, bănuiesc că da, nu? Dacă domnul primar actual are acest drept, și ceilalți viitori au tot la fel dreptul, nu? Eu cred că da. Am pensat din partea mea, bineînțeles. Am înțeles, eu cred că da. Iar la întrebarea cu prima întrebare care mi-a spus-o, în primul rând, eu, în urma acestei pandemii, eu chiar mă păzesc. Păstrând distanțarea socială, asta. Acum nu mai știm dacă... Avem o sală de casă mare, nu poftim. La mergem la Cămin, la Florești, ca
avem căminul care este făcut frumos, sau la Grigorien, nu e nicio problemă, stăm la 3 metri de noi, nu la 2, sau la 1 metru jumătate, cu masca pe figură, și stăm de boar, domnule, să mai vedem ce se mai poate face, ce se mai poate rezolva, nu? Nu crezi că ar fi totuși necesar? Să mai vin un om de sat. Vă dau dreptate, dar ce am observat în ăștia 4 ani, cam oamenii din sat n-au fost prezenți, chiar de-au fost invitați. Acum chiar sunt câțiva care m-au mirat, să știi, m-au mirat că să vină, să vadă, să mai întrebi, nu mai știu ce să mai zic. Înseamnă că oricum nu ne vom mai după, după cifrele care ni le indică mass media cu îmbolnăviri, cred că nu. Care facem lucrul ăsta? Noi suntem cei mai comoți, care nu avem un metru de asfalt, nu avem apă, nu avem canalizare, nu avem șanțuri, dar suntem cei mai comoți în privința asta. Tu văd ca... și vreau să mai adaug, văd că așa, vreau să mai adaug un lucru. Domnul primar să nu mai spună pe nicăieri sau să se mai laudă sau să plângă sau mai știu ce, pentru că nu i s-au aprobat proiectele. Eu din câte știu, toate proiectele pe care le-a avut și le-a avut, nu s-au aprobat. Chiar dacă pot să nu-i deșară, toate s-au aprobat și au trecut, așa cum a avut dânsul. Și e ceva dânsului, da? Am înțeles. Nu mai spună pe stat minciuni la oameni, la alegători, sau nu știu ce că... Nu știu ce s-au făcut, datorită consilierilor, nu s-au făcut proiectele. Ați fost serios. Știi foarte bine lucrul ăsta, da? Da. Și deci, toate proiectele pe care le-a avut domnul primar, toate au trecut, să fie clar, pentru toți alegătorii, toți cetățenii statului comunii scoteni. Și încă ceva ce vreau să mai adaug, sper din toată inima ca locuitorii comunii noastre, Harnici, așa, și să dorească o schimbare, pentru că așa nu se mai poate. Suntem singura comună din județul Cacoasa, vă spun sigur, care ne aflăm chiar la mijlocul județului, care ca într-o groapă neagră. Deci, groapa neagră a județului Bacău este comuna Scoteni. Nu spun eu, chiar ăsta e vreți cuvântul meu, este vreția mea, a venit cineva să viziteze monumentul, să facă așa, și au spus, ne mirăm cum comună la centru, comună la Șoseaua Națională, nu are un metru de asfalt și nu are nimic și este foarte prost administrată. Foarte prost administrată. Dacă nu face ședință de astea lui cu da și nu, păi este clar ce mai discutăm. Nu poți să spui nimic, nu poți să vină nimeni, nu poți să fi cer, nu poți să vorbești, nu poți nimic. Asta este. Sper ca toată lumea să deștepte și să ia o schimbare. Mulțumesc. Da, mulțumim și noi. Mai avem, uitați că am omis la început, o cerere de la domnul Dămoc pentru obținerea unui contract de comodat la căminul cultural din vechi, din Scorțeni, pentru închirierea unui spațiu acolo în vederea desfășurării de activități cu copiii de la dansuri și astea. Deci totul pe cheltuiala dânsului, încercarea de reabilitare a acestui locaș cultural. Am înțeles, adică ca să vină cu copiii. Să închirieze un spațiu acolo, ca un punct de lucru pentru dânsii și reabilitare fonduri proprii. Copiii din Scorțeni la Grigorea sau la Florești? Exact, să fie în Scorțeni. Posibil, dar e un punct de lucru cu copiii și dânsul încearcă să pe firma lui o reabilitare. Ce am înțeles din cererea dânsului în fața mea. Da, normal că sunt de acord, că și aici cu domnul Dămoc au fost niște chestii atunci, exact domnul primar v-a spus că mai s-au dus la biserici banii de la copii, sănași copii și o minciună sfântată, de care noi atunci care a propus să fie inadinsit. Da, pe lună că erau foarte mulți bani, care noi ne lăudăm când aveam bani pentru comună și pentru clasă. Dar normal că sunt de acord, bineînțeles că pe copiii noștri, viitorul nostru, care este în timpul grevii, îți dai seama că sunt de acord. Bine, vă mulțumim să aveți o zi plăcută. Mulțumesc, doamne. Sănătate. Doamne, ce
Mircea Ușu, am făcut, domnul Măgirescu. 0756 4 2 5 5. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Măgirescu, Sorin. Da, domnul Ondu? Sunt, da, sunt de Ondu, sunt președinte acestei ședințe. Da. Dacă sunteți pregătit pentru ședința de astăzi. Da, da, da. Da, prima întrebare, sunteți de acord cu ordinea de zi propusă de domnul secretar? Da. Mulțumim. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020. Dacă aveți discuții pe baza acestui articol, sunteți de acord sau nu? Da, mulțumim. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestrul 2 anul 2020. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord sau nu? Nu sunt de acord, dar am ceva de comentat mai mult acolo, la cheltuielile astea, că s-au umflat niște cheltuieli acolo, la mai multe capitole. Dar vreau să știu, domn primar e prezent? Domn primar tocmai a ieșit afară din sală. Acum o am pe doamna contabilă care vă poate... Televiziune ceva, nu? Avem de toate. Avem, bun. Deci la acolo unde-i cheltuie. Da. Când treaba cheltuie iar cu furniturile de birou, cu materiale de curățenie, cheltuie de servicii sau umbrizare, văd aici, E o lună jumătate. Pe o lună jumătate, vă comunică doamna. Da? Da. Da, s-a mai făcut, da? Da, cred că da. Odată ce le plătim, ce? S-au mai făcut dansurile. Da, se fac și dansurile și muzică. Da. Da, pentru doamna Măciucu Ecaterina a avut cerere. Dar nu știu de ce tot se plătesc la ajutorul social, dar eu totul mă mir că am muncit 35 de ani. Deci, eu muncit și am 1500 de luni retribuția și am 1500 ajutor social. Domnul Măgirescu, haideți să vă explic un pic. Doamna Măciucă Ecaterina, după cum știți, are un copil luat în plasament. Copilul care este luat în plasament a avut nevoie de două aparate auditive. A fost pusă în discuție cererea doamnei Măciucă într-o ședință. Așa. Nu este ajutor social pentru doamna Măciucă, s-au luat două aparate auditive pentru copil. Am justificarea care este adusă la dosar. Bun. Doamna contabilă, da? Domnul Ondu.
Da. Deci, pentru ajutorul social s-au găsit la SSDI, de exemplu, în Grigoreni, adică două cazuri în Grigoreni și unul la Bogdănești, nu au lumină electrică. Unul Șova și celălalt Constantin. Și la Bogdănești, Budeanu Vasile. E posibil treaba asta la, la ora actuală, să nu aibă curent electric. Așa, așa și s-a rupt niște bani la ajutorul social de la nu știu cât. Bun, de exemplu, nu s-o premiat anul ăsta cu 50 de ani din căsătorie. Nu s-o premiat, numai la noi în comun. Nu s-a putut face o premiere și nu s-o găsit bani, de exemplu, care a terminat a 8-a cu o medie mare de 10 sau, eu știu, premiul 1, 2. Dar ați venit cu vreun proiect de hotărâre prin care să se solicite bani pentru premierii copii? Ați solicitat dumneavoastră în ședință? Aveți? Nu, dar vă întreb, aveți vreo hotărâre prin care nu s-a respectat? Nu, dar dumneavoastră ați venit cu vreun proiect de hotărâre ca să, pentru copii care au terminat cu medii mari și nu s-a respectat, nu s-a făcut un raport? Asta vă întreb, pentru că la mine la contabilitate nu a ajuns. Nici o cerere. Păi nu, dar nu s-a făcut nici o cerere, nici o solicitare. De unde știți dumneavoastră că nu sunt bani? Nu, ideea ce zice doamna contabilă, că nu... S-a n-a venit din partea cu școlii. Din partea școlii. Din asta n-a venit cu o solicitare. Mulțumesc, gata. Și mai este ultimul punct aici la cheltuieli, drumul și podul. Ia 14.194. Da, vă pot explica aici. S-a făcut cu un autogrener prin Grigoreni, unde au deranjat iar petroaiele și lumea e nemulțumită. Și alte poduri, nu știu, s-a stricat un pod acolo lângă punctul de transformator, de la minimum costit de acolo din Grigoreni, cu două buzări, iar eu rupt un pot și eu pus un alt tub. Da? Lumile astea s-au făcut, nu știu dacă... Nu, deci ce s-a făcut cu gudul excavatorul instituției sau ce s-a făcut acolo, ne spuneți dumneavoastră, la Grigoreni nu s-a cheltuit niciun ban. Deci 14.194,32 de lei înseamnă 5.997,60 de lei. S-au luat două cife de beton pe situații de urgență la Zica Șova, în satul Scorțien, dacă știți, pentru că se surpa malul, iar Da, cum coborâți de stradă în dreapta, de la Troiță, mergeți și vedeți la... Zica Șova. Așa. 3.912 lei s-a luat două țevi la 6 metri, țeavă corugată pentru subtraversare la podul Parascanu și 4.284 de lei s-a închiriat un excavator pentru montarea acestor două țevi. În total 14.194,32. Da, domnul Sorin. La punctul 2. La punctul 2, da. Trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pe mijloacele de transport pe luna iunie 2020. Sunt de acord. Că noi, consilieri, suntem siguri că nu știm. Doamna directoare, cred că ce vă dat pe tabelul îi convinse. Eu sunt de acord. Am înțeles. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Nu sunt de acord în primul rând ce fie acolo cu cheltuieli, festival, muzică și danțe, Forii Sud. Da, sunt niște bani alocați pentru copiii care vor merge acolo dacă se aprobă acest proiect pentru... Acest proiect cu dansurile ar fi trebuit să fie cu tabelul nominal cu acești elevi care sunt depistați,
Da, eu nu știu acest lucru. Da, deci nu sunteți de acord. Trecem la articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri, drum Sătesc, sat Scorțeni, comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă aveți discuție, sunteți de acord sau nu? Da, mulțumim. Articolul numărul 6, raport specialitate privind informare cheltuieli la data de 30.06.2020, dacă aveți discuții pe baza acestui articol. Da, deci n-aveți nicio... Nu este ceva de aprobat sau nu. Aici era o informare a doamnei contabile. Ce văd din informare? Păi puneți întrebări. Păi informarea nu are. O aveți acolo în față. Da. Doamna vă poate ajuta în neclarificările care le aveți. Nu. Raportul despre ce privind informarea cheltuielilor, ce s-a cheltuit în, până la data de 30.06.2020. Ultimul document era atașat. Aveți acolo un grafic cu toate... Un raport. Exact, da. Da, nu este de aprobat. Aici era dacă aveați ceva de clarități. Am înțeles. Trecem la articolul numărul 7. Întrebări, interpelări, informări ale primarilor și consilierilor locali. Declarații politice. Păi, dacă ne face domn primar o informare sau că am văzut că a apărut pe Facebook cu realizările făcute în 4 ani și am puțin. Cu pavele de la primărie, cu reparatul monumentului de la Grigoreni, de la Țapan, cu o tras apă la cămin unde nu este nici acum, să se vadă și dezapă prin căminul din Grigoreni, nu mai are nicio rost să mai comentez. Am înțeles. Am omis să vă zic la început, avem o cerere de la domnul Dămoc, în legătură cu un contract de comodat pentru închirierea unui spațiu în căminul vechi din Scorțeni, în vederea înființării unui punct de lucru și desfășurarea de activități cu copiii de la dansuri, de la... Nu, asta se, dacă are un proiect, se vine când suntem în plen cu toate, să-l analizăm, să-l dese pentru următoare ședință. Am înțeles, deci nu sunteți de acord. Bine, vă mulțumesc mult, domnul învățător. O zi bună și dumneavoastră. Îl sunăm pe domnul Hagimă, chiar de n-a putut să vină, o să-l sunăm. 07 4 2 0 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 1
Da. Adrian Mondu sunt, președinte de comisie pe ședința de astăzi. Am fost informat și eu astăzi că nu ați putut ajunge. Eu v-am sunat să discutăm, sunteți pregătit pentru ședința de astăzi, chiar de... Așa, bine. Sunteți de acord cu ordinea de zi propusă de domnul secretar? Da, da. Așa, mulțumim. Începem. Articolul numărul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Scorțeni din 30.06.2020, respectiv 13.07.2020.
dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? De acord. Da, mulțumim. Trecem la articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare cheltuieli pe trimestru 2, anul 2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Da, foarte pe scurt, nu sunt de acord cu cheltuieli de acolo, deci nu. Nu, am înțeles. Aveți discuții? Mulțumesc. Trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei de pe mijloacele de transport ale personalului didactic din Comuna Scorțeni pe luna iunie 2020. Da, sunt de acord. Da, mulțumesc. Trecem la articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetară cheltuieli pe trimestrul 3 2020. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Dacă aveți nelămuriri, o avem pe doamna contabilă lângă noi, vă poate lămuri la orice problemă. Da, oricum, răspunsul este nu. Deci nu. Am înțeles. Articolul numărul 5. 6, 5. Da, articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării poziției numărul 35 din domeniul public al UAT Scorțeni cu suprafața de 24.890 metri pătrați, drum sătesc din satul Scorțeni, Comuna Scorțeni, județul Bacău, în vederea intabulării. Dacă aveți discuții, sunteți de acord sau nu? Pe scurt, nu de acord. Am înțeles. Articolul numărul 6. Prezentare raport de specialitate privind informarea cheltuieli la data de 30.06.2020. Dacă aveți discuții. Da, eu știam că nu. Adică, de votat, cred că nu se votează. Nu se votează. Exact. A fost făcut ca și înainte, nu am ce să zic mai mult. Am înțeles. Articolul numărul 7. Întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali, declarații politice. Nu am nimic problemă la punctul ăsta. Am înțeles. Am omis să vă zic la început. Avem o cerere de la domnul Dămoc. În vederea obținerii unui contract de comodat cu primăria pentru căminul cultural din Scorțeni, căminul vechi, pentru înființarea unui punct de lucru acolo și activități cu copiii de la dansuri, de la astea, pentru a încerca accesarea unui proiect de finanțare pe firma dânsului, dacă sunteți de acord sau nu. Nu. Este o cerere care... Da, că eu cred că trebuie să așteptăm, nu știu pe cât timp era contractul cu domnul... Nu. Asta este ceva nou. Este ceva nou venit. Ei vor să închirieze, mai bine zis, un spațiu din căminul cultural vechi. Pentru... Da. Exact, da, reabilitarea acolo, cred că vă vedem. Deocamdată nu. Am înțeles. Vă mulțumesc, o zi bună, domnul. O zi bună, domnul. Dumneavoastră trebuie să, dacă aprobați... Da, deci, în urma discuțiilor cu toți consilierii și toți, o să aprobați toate proiectele. Puteți să ziceți acolo. Da. Și cu domnul Dămoc, da? Și cu domnul Dămoc. Aici la domnul Dămoc, deci totul trebuie făcut, tot așa cum ziceau și colegii, în urma unui studiu asupra acestui cămin. Să nu punem în pericol integritatea copiilor, dacă... Studiul fac copiii. Totul, aici exact. Da. Deci eu sunt de acord, dacă se reabilitează e foarte bine, ca să aibă în spate hârtii, să nu intrăm noi. Da, vă mulțumim.
pentru participare și dumneavoastră, declară închisă ședința ordinară de astăzi. Thank you.